Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă repriză live a Observatorului pe h.ro. De această dată suntem pe Șoseaua Vestului, de unde am primit foarte multe sesizări. Ne-au invitat cititorii să venim aici și să filmăm exact ceea ce vedeți în cadru în acest moment, o șosea reabilitată integral, cu tot cu calea de rulare a tramvaiului. Șoseaua Vestului și, mă rog, traseul liniei 102 și traseul liniei 101 au beneficiat de o finanțare de 135 de milioane de lei. Au dat peste cap orașul timp de aproape un an și chiar la final... Mult, chiar da, doi, dacă luăm în calcul și întârzierea lucrărilor. Da, la final ar fi trebuit să mergem pe niște străzi total reabilitate, inclusiv trotuarele, cu un tramvai modern, cu niște refugii pentru pietoni bine delimitate și marcate și, evident, fără gropi. Șoseaua Vestului, această șosea care a fost predată, recepționată de primarul interimar Ganea la vremea aia în 2016, este deja aproape de catastrofă, deși se află în garanție. 5 ani are garanție, deci undeva în 2021 ar trebui să expire. Deși în garanție, deși lucrările de refacere ar trebui executate pe banii constructorului, șoseaua arată cam așa. Este drept că ne-am oprit la o groapă reprezentativă. Mai departe către nord s-a surpat, s-a lăsat. Mai către, dacă mergem pe linia 101, aceleași lucruri, grob și denivelări masive. În vreo câteva ploi mai sunt suficiente pentru a se măcina de tot. Așa cum cum vă spuneam mai devreme, este o șosea distrusă, una dintre cele mai circulate artere din Ploiești, supusă și traficului greu, nu doar traficului ușor. Și după cum vedeți, se macină, deci acesta este sensul spre gara de vest, dinspre nord, zona Ofelia, pentru cei care cunosc mai puțin zona, deși sunt convins că sunteți familiarizați. Așadar, este sensul spre vest. La fel se întâmplă și cu sensul spre nord. S-a lăsat asfaltul în foarte multe locuri. Este într-adevăr un loc reprezentativ aici, unde deja groapa este ceva mai mare. Da, și groapa asta e deja a produs cel puțin o victimă. Un cititor de-al nostru ne-a povestit că și-a rupt aici o roată. De aia am și venit să o vedem, pentru că nu ne-am fi gândit să vedem așa ceva pe o stradă, să spunem noi, proaspăt reabilitată. Și revin și spun, aici strada este în garanție, deci nu se pune problema ca reabilitarea să fie făcută pe banii primăriei, deci nu se pune problema să faci rost de bani, să inventezi bani într-un buget care nu-i are, pentru că, după cum bine știți și cum a anunțat colega noastră Roxana Tănase, primăria Ploiești se apropie ușor-ușor de faliment începând de la 1 august, în sensul că de la 1 august nu mai sunt bani pentru curent electric, de la 1 august nu mai sunt bani pentru deratizare, dezinsecție, dezinfecție, de la 1 august înțeleg că apar scadențe la mai multe facturi din astea și bani nu prea sunt. În schimb, aici, au fost bani pentru salarii. A, da, și primăria Ploiești este una dintre primăriile din țară care au salariile la plafonul maxim permis de lege pentru toți angajații. Asta vreau să subliniem, faptul că aici nu este vorba despre lipsa banilor sau lipsa a ceva. Constructorul pur și simplu trebuie să vină în perioada de garanție. Vă reamintim o lucrare care are garanție 5 ani de zile. Sunt aproape 3 ani de la finalizare, așa că suntem pe undeva puțin săriți de jumătatea perioadei de garanție, deci trebuie să se facă lucrarea pe banii constructorului. Interesant va fi faptul că, fiind șoseaua ciuruită aproape integral, cred că va fi o lucrare de amploare în cazul în care se va respecta ceea ce prevede contractul în privința perioadei de garanție. Da. Încă o dată, noi mai stăm puțin aici, după care o să mergem într-un alt loc care arată cam același mod de a aborda problemele orașului. Încă o dată și încă o dată, este de remarcat și de subliniat faptul că aici primăria nu trebuie decât să se ocupe de reabilitarea străzii. Adică niște funcționari foarte bine plătiți din primărie ar trebui să se ocupe de a anunța constructorul că s-a stricat strada. Nu mai spun primarul sau viceprimarii sau consilierii
când trec pe aici și se împiedică de ea, ar putea să dea un telefon la Direcția Tehnică Investiții. Ne-am gândit că poate n-au văzut situația asta, poate sunt focusați pe rezolvarea problemei gunoiului și uită de celelalte probleme. Problema la fel de reală și problema cu noi. Focusarea, nu? Exact, da, da, da. Și ne-am gândit că este bine să vadă cam ce se poate întâmpla sau prin ce trec șoferii pe una dintre cele mai noi artere ale Ploieștiului, șoseaua vestului către nord, șoseaua nordului către vest, nici nu știu cum se cheamă. O astfel de groapă este periculoasă, în special noaptea, pentru cei care trec mai rar pe aici pot fi surprinși. Chiar tu ai făcut o pană într-o altă zonă, da, a Ploieștiului. Mi-a rupt Mi-a explodat cauciucul. Păi ce să spunem, noi vă mulțumim, sperăm că cei din primărie au văzut, poate or să dea ordinul ăla de, nu știu, începerea lucrărilor sau cum se cheamă, ne mutăm într-un alt loc la fel de reprezentativ, intrăm live în scurt.